Handbaliștii de la CSU Suceava și-au pus speranțe mari în meciul de duminică din deplasare cu Steaua București, contând pentru etapa a doua din play-out-ul Ligii Naționale, dar din păcate socoteala de acasă nu a ținut cu cea din capitală, astfel că gazdele s-au impus la final clar cu scorul de 26-21. Aflați pe ultimul loc în clasament și cu spectrul retrogradării în fața bucureștenii au început tare meciul, conducând la un moment dat cu 8-1, iar la pauză cu 17-9, o echipă suceveană care a apărut fără răspuns în prima parte a întâlnirii. Handbaliștii pregătiți de Petru Ghervan și Răzvan Bernecu au ieșit mult mai deciși de la cabine, au echilibrat jocul, dar nu au reușit până la final decât să reducă proporțiile scorului. Trebuie să conștientizăm că am făcut un meci mai puțin reușit, acum trebuie să analizăm unde s-a greșit și să strângem rândurile, pentru că pe data de 6 mai ne așteaptă un meci infernal pe teren propriu cu Handball Club Vaslui, pe care trebuie neapărat să-l câștigăm, a declarat antrenorul Răzvan Bernecu. Pentru CSU Suceava, în partida cu Steaua au punctat Petrea și Gavrilovici câte 4 goluri, Mihai Sandu, Davidovici, Bursuc, Burlacu și Târzioru câte 2 reușite, Eros, Preda și Trifkovici câte un gol. În celălalt meci al rundei, Politehnica Timișoara s-a impus cu scorul de 29-26 în deplasare cu Handball Club Vaslui. Clasamentul play-out, locul 1 Poli Timișoara, 19 puncte din 10 meciuri, 2 Handball Club Vaslui, tot 19 puncte din 9 meciuri, 3 CSU Suceava, 13 puncte, 4 Pandurii Târgu Jiu, 9 puncte, un meci mai puțin disputat, 5 Steaua București, 9 puncte.